argument care sunt sigură că l-ați văzut deseori, pentru că el au fost scrise chiar și unele articole numite științifice, nu știu cât sunt ele de științifice, precum că măștele nu sunt chiar bune pentru a le purta mult timp, pentru că când respirăm, aceste parte, deci împreună cu saliva, respirăm și milioane de bacterii care în mod natural trebuie să plece, dar în situația când purtăm mască, ele se păstrează pe mască și noi apoi posibil că ne meresc înapoi în organismul nostru și ne provoacă poate boli dentare, ne provoacă boli pe piele. Cât este de adevărat acest argument? Deci da, dumneavoastră ați corect ați accentuat că în cazul când purtăm masca mai mult timp. Evident că masca are un timp limitat de protecție și ea necesită a fi schimbată atunci când o simțim că ea este umezită sau este contaminată, deci sau este se deteriorează. În cazurile acestea, deci eu cum am spus, straturile filtrante sunt capabile să reții aceste picături și toate, dar în cazul când masca se umezește și noi o purtăm exagerat de mult timp, atunci umezeala creează condiții pentru multiplicarea microorganismelor. Și iată în acest caz, atunci când noi purtăm exagerat de mult, sau adică încălcăm, hai să spunem așa, regulile acestea de purtare a măștii, când noi trebuie să o schimbăm și nu o schimbăm, atunci creăm aceste condiții și este pericolul de reinfectare.